În continuare dorim ca Domnul să binecuvânteze pe fratele Hosuian, să-i dea cuvânt și nouă urechi și inimi deschis la cuvântul său. S-a amintit aici mult despre Domnul. Și am să iau un text. Simon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Sigur că așa cum s-a amintit mult despre Domnul și în cântări și peste tot, și aici vedem că o profeție care privea perioada în care Simon a profețit despre Domnul că va veni un timp când se vor descoperi gândurile multora. Și poate nu ne-am gândit toți la ce timp se referea Domnul prin Simeon când a profețit. Dar în seara când Domnul a fost vândut, s-a descoperit gândurile lui Iuda. Ca un trădător. De fapt, Iuda l-a vândut pe Domnul mai devreme. În seara când Domnul a fost uns cu mir, Iuda a fost supărat rău și atunci a mers și a făcut târgu cu mai mari lui Israel ca să-l vândă. I s-a bucurat. Foarte bine că cineva ne va ajuta să rezolvăm problema. Gândurile lui Pilat și a lui Irod s-au descoperit atunci când Domnul a fost judecat. Știți că Pilat vroia oarecum să fugă de sarcina care acum i-au pus-o mai mare lui Israel. Și l-a trimis pe Domnul la Pilat, la Irod. Și Irod nădăjdea ca să-l vadă pe Domnul făcând vreo minune și s-a bucurat de moment. Dar după aceea și el l-a disprețuit și nu... Ca văzut că nu-i răspunde nici la o întrebare. Domnul a știut că chiar dacă răspundea la toate întrebările, finalul era tot același. Pentru că el trebuia să vină, să sufere și să moară pentru ca să salveze neamul nostru de sub păcat și moarte. Și atunci s-au descoperit gândurile celor doi, a lui Pilat și a lui Irod. Erau certați. Și cu acea ocazie s-au împăcat cei doi. Știți? Da. Domnul a spus în seara aceea lui Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Dar eu m-am rugat pentru credința ta. Petru cel puternic, care credea că el e cel mai puternic dintre cei 12, Domnul s-a adresat direct lui și a spus, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu și eu m-am rugat pentru credința ta. De ce? Și ia Domnul că se va descoperi și gândul lui Petru. Și inima lui Petru.
care era încă necrescut suficient. Și noi credem de multe ori că stăm foarte bine, știm foarte bine, cunoaștem foarte bine, dar proba e cea care dovedește cât suntem. Când vine încercarea, când suntem puși într-un teasc, ar fi crezut cineva că Petru cel puternic se va lepăda în fața unei slujnice? Și încă cu blestem? Cine ar fi crezut? El care în grădină a scos sabia să înceapă lupta. Și de data aceasta Petru așa e de slav că se leapă de în fața unei slujnice. Sigur că și aici se descopere gândurile lui, care mai înainte erau încă gânduri, cum a zis Domnul către el altă dată, sunt gânduri de ale oamenilor. Știți că Petru a mers la Domnul și i-a spus, când Domnul spunea că ce-l așteaptă, îl prinde de o parte ca pe un prieten să-i spună la ureche, să te ferească Dumnezeu să-ți se întâmple așa ceva. Și Domnul îi spune, Petre, gândurile tale sunt de ale oamenilor. Tu gândești că aici se aranjează probleme numai așa de prietenie și că hai să fie cumva. Nu. Încă Petru era înainte de Rusale. Și de multe ori suntem înainte de Rusale, când proba ne lovește și picăm. Nu suntem crescuți, nu suntem destul de puternici. Și așa cum am amintit, s-au dovedit gândurile lui Petru, inima lui Petru, care de data aceea n-a fost suficient de tare ca să rămână în picioare. Sigur că la fel cum era profețit despre apostol, bate voi păstorul și oile se vor risipi, nici ceilalți n-au fost puternici. Și ceilalți au fugit. Și noi am spune, ce tari suntem noi că le găsim toate greșelile. De-am fi fost în locul lor, poate eram și mai slabi. Toate sunt scrise pentru a învăța. Niciodată să nu credem că suntem așa de tari, că noi nu credem. Domnul este acela care ne ține de mână. Și așa cum îi spune lui Petru, să știi, Petru, pentru credința ta m-am rugat. Ca să nu se piardă. Observăm că Iuda s-a pierdut credința lui. Iuda a mers trimis de Domnul mai înainte când i-a trimis doi câte doi să facă minuni. Și nu scrie că nu s-au făcut minuni pe unde a trecut Iuda și cu cine omul a mers. Nu știu exact, că nu scrie. Dar în noaptea aceea, Petru, i-a fost slabă tare credința și Domnul s-a rugat pentru credința lui. Dar pentru a lui Iuda nu a putut să se mai roage, pentru că Iuda, de fapt, s-a dus așa cum era, de fapt, profețit și scris. Și gândurile lui s-au descoperit, de fapt, de multă vreme și Domnul nu a luat atitudine împotriva lui și poate că ne-am întrebat de ce și odată am mai spus aici, pentru că atunci când Domnul i-a chemat, toți i-a chemat pe nume, pe cei 12, dar Iuda n-a făcut niciun progres câtă vreme a umblat cu Domnul. Aflăm scris că lua din pungă el când se punea acolo.
Domnul a dorit și dorește, nu sub lovituri și sub presiune cineva să schimbă caracterul, ci sub acțiunea cuvântului. Asta a dorit Domnul să se întâmple la apostoli și la ei s-au întâmplat acest lucru, pentru că la spălarea picioarelor Domnul chiar spune, voi sunteți curați, dar nu toți. Iuda nu era curat. Nu era curat. Așa că dacă ne ducem în continuare să vedem care au fost gândurile care s-au descoperit a lui Pilat. El avea gând să-l scape. Dar totuși s-a plecat și a zis, fac pe placul lor, că eu pierd funcția mea. Știți că ce învinuire i-au adus mai mari lui Israel? S-a făcut împărat. Și oricine se face împărat și tu îl recunoști ca împărat, nu-i prieten cu Cezarul. Tu îi dai drumul, tu recunoști că el e un împărat. Și noi avem un singur împărat, pe Cezarul, sigur că. Așa că s-au descoperit gândurile preoților, a cărturarilor, a poporului care, de fapt, a strigat, influențați de preoți la moarte cu el. S-au descoperit gândurile trecătorilor, cum s-a amintit, și a celor doi de pe cruce. Și gândurile lor s-au descoperit. Tot cu acea ocazie. Da, mulțumesc și a ucenicilor care, sigur că ei au fost atașați de el până în momentul când a fost bătut păstorul, cum era profețit. Și s-au dovedit slab și au fugit toți. Sigur că, așa cum amintește fratele Iob, gândurile ucenicilor până în seara în care Domnul le-a spălat picioarele, aveau gânduri că unul trebuie să fie mare și care va fi acela. Sigur că toate acestea în acel timp s-au arătat și au arătat fiecare pe față ce dorește, ce vrea. Nu așa s-a întâmplat după ce, așa cum a zis Domnul lui Petru, după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Și am mai spus-o, multă vreme n-am înțeles de ce Domnul a ales pe Petru ca el să fie bătrânul adunării, prezbiterul, cum se mai spune. De ce l-a ales pe Ioan, ucenicul iubirii, care nu s-a trădat, nu s-a depărtat de Domnul, nici de cum. A fost tot cu el. Și totuși Domnul i-a încredințat slujba lui Petru. Acei care ajung să aibă experiența căderii, devin compătimitori. Mult mai compătimitori. Vă aduceți aminte că Domnul, după înviere, a spus, spuneți-i și la Petru. Știa că întristarea l-a copleșit pe Petru. În seara aceea, Petru a fost așa de descurajat, a ieșit și a plâns cu amar. Când a văzut că, într-adevăr, ceea ce Domnul i-a spus a fost realitate. Și el nu-și dădea seama că va ajunge să fie atât de slab încât să se lapede de Domnul. Și poate și cu noi se întâmplă adesea că ni se pare că asta nu e așa mare lucru. Greșind aici sau acolo. Nu e așa mare.
Și mi-aduc aminte de o cântare. Și voi cei mai mulți o știți. Doamne, fă să mă doară cel mai mic păcat și după leac trimite-mă la sângele vărsat. Trebuie să fim sensibili în privința aceasta. Ori de câte ori greșim, să nu gândim că Domnul nu a observat. Cu cât vom fi mai atenți și mai sensibili, cu atât Domnul va putea să ne umple mai tare de Spiritul Lui. Dacă avem impresia despre noi, suntem mari, știm, cum au știut și apostolii, avem nevoie de experiențe grele. Și Domnul nu întârzie să nu ne treacă pe la ele. Știți că nu ne poate duce în glorie despre care le-a vorbit mult la apostoli. Mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, tot în seara aia le-a spus, să fiți și voi. Dar nu ne poate duce acolo până nu trecem prin școală. Și școala e aceasta. Școala este experiențele prin care învățăm înțelepciune. Câtă vreme avem impresia despre noi că știm, cunoaștem, putem predica, putem face multe lucruri, da, e foarte bine. E foarte bine. Dar experiențele sunt acelea ce confirmă la ce grad de dezvoltare suntem înaintea Domnului. Iubirea noastră fierbinte pentru Domnul, pentru adevăr și pentru frați, se dovedește atunci când proba vine asupra noastră. Dacă acest lucru nu suntem atenți, în zilele trecute era o mană, sau când era, poate că știți, că Domnul nu ne poate trece la un alt grad de creștere, de cunoaștere, până nu am dovedit ascultare la punctul la care am ajuns. Așa s-a întâmplat și cu apostolii în seara respectivă și cu ceva serii înainte. Știți că cu 6 zile înainte de sărbătoare, Domnul era în Betania, unde a fost uns cu mir. Și a doua zi a mers și a intrat în Ierusalim, călare pe mânzul unei măgărițe. Vă aduceți aminte că copiii și oamenii strigau, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Ce au spus mai mari lui Israel? Ceartă-i. Spune-le să tacă. Nu-i bine, doar n-are rost să facă zarva asta. Și Domnul a spus, dacă ei tac, pietrele vor striga. Nu. Și Domnul ajunge în templu și face un zbici și îi scoate afară. Sigur că noi am spune, mă, aici s-a nervat un pic pe ei. Și știți că supărarea sub formă de indignare este bună atunci când cineva calcă dreptatea sau anumite principii. Aceasta a făcut Domnul. Și după Evanghelii le-a făcut de două ori, nu știu dacă știți, în Ioan, la începutul epistolei, Evangheliei lui Ioan, scrie când Domnul s-a dus în templu și a scos pe vânzătorii. Citim aici în Ioan capitolul 2.
Paștele iudeilor era aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi, porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Aceasta a spus-o în primul Paște, când Domnul a sărbat Paștele. Iar în capitolul 11 îl găsim pe Domnul din nou la praznic, în 12, cu 6 zile înainte de Paști, Domnul a intrat în templu și ceilalți evangheliști vorbesc despre aceasta a doua acțiune a Domnului în templu. Am înțeles eu și propun să meditați la aceasta că Domnul a făcut de două ori acest lucru vis-a-vis de două secerișuri. Unul a națiunii lui Israel și unul la sfârșitul vârstei evanghelice. Și la începutul vârstei a avut Domnul problemă cu Israelul natural, care n-a apreciat pe Domnul și principiile. Și așa cum aflăm scris aici, din casa de rugăciune au făcut negustorie. Nu se întâmplă și astăzi? Nu este negustorie în creștinătate? Nu se câștigă bani? Peste tot se urmărește numai cum să se câștige bani. Sigur că și aceste lucruri au fost profețite și ele se întâmplă și astăzi și Domnul va fi acela care va intra la lucru în privința aceasta și va răsturna pe toți schimbătorii de bani și pe toți acei care fac din Scriptură și din Evanghelie numai câștig. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul acesta să pricepem aceste lucruri. Pentru că noi, așa cum aminteam, noi dăm socoteală de viața noastră, de experiențele noastre, de motivațiile noastre care le avem când venim în casa lui Dumnezeu. Știți că se poate întâmpla și aici să urmărim o glorie deșartă? Și noi am spune cum? Foarte bine. Foarte bine. Când cineva nu e atent, să nu-și caute gloria lui, ci așa cum am învățat de la Domnul. Eu n-am venit să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Dacă ești invitat să faci o slujbă, să o faci cu multă tăgăduire de sine, pentru că abia atunci munca ta e înregistrată în cer. Altfel, s-ar putea întâmpla să nu fie. Așa că, în seara respectivă, multe lucruri și în serile respective, aici Domnul, de fapt, a intrat în Ierusalim cu 5 zile înainte de patima sa. Exact cum, de fapt, în Israel,
Mielul era luat în ziua 10-a. Ziua 10-a și păstrat în ziua 11-a, 12-a, 13-a și în ziua 14-a, în a 5-a zi, era junghiat. Ce exactitate în ceasul lui Dumnezeu? Unde au profețit oamenii lui Dumnezeu, nu există să nu fie o exactitate 100%. Aș vrea să spun în scurte cuvinte vis-a-vis de vrednicie. Noi toți spunem că după textul din Corinteni, fiecare să cerceteze și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Și așa cum am mai amintit, sunt creștini care spun, eu m-am cercetat și nu-s din turma mică. Scrie așa în Corinteni. Nu scrie. De aceea, dragi frați, trebuie să fim cu băgare de seamă. Textul de acolo ne arată o altă nuanță. Joi seara noi ne-am ocupat. De aceea mai amintesc și astăzi. Vrednicia nu este că în ce clasă vom fi noi. Când vom termina alergarea aici. Ci vrednicia este cât de mult am apreciat pe Domnul și sacrificiul Său. Cât de mult ne este inima noastră aplecată să apreciem valoarea acestei jertfe. Noi suntem răscumpărați prin meritele Domnului Isus. Dacă ar trebui să luăm după vrednicia noastră, cum aminteam și joi seara, niciodată n-am avea merit. Putem să ne ridicăm la perfecțiunea Domnului și să zicem că putem să ne împărtășim în mod meritos? Nu. Că nici nu suntem perfecți. Dar prin credință putem face acest lucru. Prin credință putem să facem acest lucru. Și spun aceasta pentru încurajarea celor ce au încheiat legământ cu Domnul, să nu se descurajeze la momentul respectiv, că am avut o ispită și că noi am fi, să stăm să gândim, noi am fi spus lui Petru, Petre, nu te împărtăși, că nu peste mult tu te dai înapoi. Noi le-am și spus la ceilalți 10, mă fiți atenți că voi în loc să stați lângă învățătorul, voi veți fugi toți. Și n-aveți niciun merit să vă împărtășiți. De aceea învățăm aceste lucruri pentru ca în seara respectivă, care vine, să avem claritate. Dacă cineva face în neclaritate anumite lucruri, greșeli, le face că nu știe, nu înțelege, nu pricepe. Evreii n-aveau voie să mânce din paștele evreiești până nu erau tăiați împrejur. Ne aducem aminte. Evreul care era tăiat împrejur, el trebuia să mănânce paștele. Dacă nu mânca paștele la timpul potrivit, trebuia să mânce paștele după o lună. Dacă evreul nu mânca paștele nici după o lună, el trebuia să fie nimicit. Toți care au încheiat legământ cu Dumnezeu, ei sunt tăiați împrejur. Ei sunt Israelul spiritual. Ei trebuie să se împărtășească. Ei nu au viață dacă nu o fac aceasta. Sigur că cineva ar spune, dar cum? Nu-i vorba de cineva în mod special? Nu, dragii mei. Mi-aduc aminte și nu știu dacă v-am mai spus,
Și poate nu-i chiar secret, cumnatul meu, Gusti Bujor, noi aici, a încercat să învețe pe unul din copiii lui culorile greșit. Și știți ce s-a întâmplat? După un anume timp, a încercat să inverseze lucrurile. La verde să-i spună albastru și la roșu să-i spună nu știu cum. Și după aceea a încercat să îl învețe pe copil corect. Și copilul nu vrea să asculte. Și ce vreau să vă spun din experiența aceasta? Mulți învățători au învățat greșit pe oameni. I-au învățat greșit că numai acela are drept să împărtășească dacă e în turma mică. Dar cine știe că e în turma mică până nu termină cursul pământesc? Poate ști cineva aici? Domnul nu ne-a chemat la turma mică sau la turma mare? Ne-a chemat să fim toți frați până suntem în corp. La cine nu a zis, băi, Petru nu e așa vrednic, dar Ioan e mai vrednic. Că Ioana rămâne lângă mine până când am să mor. Nu a spus aceasta. Mi-au dat toți, și așa cum fratele Sandu amintea, beți toți din el. Odată ce cineva a încheiat un legământ cu Dumnezeu, nu trebuie să se, cum să spun, să facă un teatru din sărbătoarea aceasta, cum se întâmplă la mulți creștini, că eu farfuria să trec de la unul la altul și să spun că nu-i vrednic. Ce e aceasta? A făcut Iisus vreodată așa? A făcut Pavel așa? Unde s-a învățat lucrul ăsta? Cine a învățat așa ceva? Orice, cei care fac acest lucru n-au nicio acoperire, dragii mei. Numai fapt că cineva din Brooklyn sau din altă parte le-a spus că nu-s din turma mică. Și n-au voie să împărtășească. O greșeală cât mai mare nu se poate. Și am mulți prieteni acolo și am povestit cu ei. Și le-am spus, în ziua când din Brooklyn va veni că trebuie să vă împărtășiți, ce veți face? Dacă oamenii aceia au din Duhul lui Dumnezeu, într-o zi trebuie să se pocăiască și să spună, am învățat greșit și trebuie să schimbăm. Ce veți face? Dragi frate, de aceea să nu, indiferent cât de credincios este cineva, dacă ne învață ceva ce nu învață Scriptura, nu trebuie să primim. Noi trebuie să fim atenți tot ce ne-a învățat Domnul, aceea să practicăm și să facem. S-a dus timpul așa repede, dar mai amintit că și tâlharii pe, cei doi tâlhari pe cruce li s-a descoperit gândul lor. Unul îl condamna de zor pe Domnul și zice, dacă ești tu într-adevăr Hristosul lui Dumnezeu, dă-te jos! Mântuiește pe tine și pe noi! Dar celălalt a fost altfel. L-a înfruntat. Se pare că acel om a fost, chiar dacă a fost și el tâlhar, poate că l-a auzit pe Iisus altădată predicând și a știut despre el că vorbește despre o împărăție. Din moment ce a crezut și a spus, Doamne, adă-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce mult se învață eronat și aici. La punctul acesta. Oamenii nu s-au atenți la ce a cerut tâlharul. Tâlharul a cerut foarte bine. Adă-ți aminte de mine când vei veni, când? În împărăția ta. Iisus a mers în împărăție în ziua aceea? Nu. A mers în mormânt. Da, tâlharul. Și tâlharul.
Așa că cei ce mulți oameni învață greșit. Să fim atenți totdeauna. Învățăturile false prind rădăcină foarte ușor, foarte repede. Apostolul Pavel spune clar: m-am luptat, cea bună, mi-am sfârșit alergarea, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iisus s-a dus în mormânt, tâlharul s-a dus în mormânt, Iisus a înviat, tâlharul a rămas în mormânt. Dar așa cum a promis Domnul Ioan în capitolul 5, tâlharul va învia când va veni ziua judecății, va învia tâlharul. Sigurat că tâlharul s-a pocăit și va învia pocăit. Nu spunem cât de pocăit. El și-a recunoscut vina acolo pe cruce, și-a recunoscut că El, într-adevăr, e neprihănit. Iisus nu a greșit în nimic. El nu merită pedeapsa respectivă. Încolo, dragii mei, ceilalți care l-au batjocorit și l-au disprețuit, vor învia pentru judecată, rușine și ocară. Le-a fi tare rușine. Și n-ar fi drept să nu învieze. Dar ei se vor trezi la judecat. Fiind că rânduit-o singur care va judeca lumea. Cu dreptate. Cu dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Omul Iisus Hristos. Dragi frați, gândurile noastre să fie gânduri de pace, gânduri de armonie, gânduri de a trăi în unitate, gânduri de a servi pe Dumnezeu, gânduri de a ne umili înaintea fraților și a surorilor. Dragi frați, să ne păzească Dumnezeu să ne ispitească adversarul și să încercăm să ne ridicăm. Așteptăm ziua când Domnul ne ridică. Domnul să ne ajute ca sărbătoarea care vine să ne găsească că ne-am împăcat. Ne-am înțeles. Ne-am pregătit. Știți că evreul trebuia să facă o pregătire mare când venea sărbătoarea. Să curățe tot aluatul. Toată răutatea, toată vina, toată amărăciunea, toată supărarea pe care adversarul ar veni să ne-o facă. Ziua respectivă trebuie să fie pusă deoparte. Dar nu numai atunci. Tot anul nu trebuie să treacă o zi ca să nu ne împăcăm cu semenii noștri, cu frații noștri, cu vecinii noștri. Voi sunteți sare și lumină. Domnul a spus: Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Și după aia zice Ioan în epistolă: dacă ne iubim unii pe alții, dragostea Tatălui a ajuns desăvârșită în voi. Asta e mare lucru. Eu și Tatăl, zice în Ioan 14, vom veni la El și vom trăi cu El și vom viețui cu El. Din nou învățăm lucruri grele pentru mulți creștini, că Iisus de fapt era în Tatăl și Tatăl în Iisus. Și așa cum în seara aceea întreabă unul dintre apostoli: Doamne, arată-ne pe Tatăl și mi-a ajuns. Păi da, de atâta vreme sunt cu voi, nu știi că Tatăl este în mine. De ce? Voința Tatălui, Spiritul Tatălui era în Iisus. Și tot la fel trebuie să fie adevărat și cu noi. Voința Tatălui și a Domnului Iisus trebuie să fie în noi. Așa suntem lumină. Așa trăiește Dumnezeu în noi. Prin faptele noastre bune, prin viața noastră, prin vorbele noastre, prin cugetările noastre,
dovedim că suntem ucenicii Domnului. Domnul să ne ajute și să ne dea putere să fim credincioși. Pentru că El s-a dus și a pregătit locul. Și El ne așteaptă cu drag. Ne așteaptă cu drag. Așa l-a văzut Ștefan. Că l-aștepta Domnul pe el. Stând încă în picioare. Și pe noi ne așteaptă cu drag. Și noi dorim să ne întâlnim. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul că l-am auzit și în această parte a serviciului, în ultima parte a serviciului, și vom încheia programul de astăzi cu cântarea Te iubesc, Iisuse, și fratele Arghir o să rugăm să ne conducă în rugăciune. Iubesc Iisuse.
Venim înaintea feței tale să-ți mulțumim de cuvântul ce o mai întâlnim. A fi multe mulțumiri trebuie să-ți aducem și cea mai mare mulțumire care ai avut, ce ai avut mai scump pentru noi, ca noi să trăim și să avem viață, ai dat pe Fiul Tău. Și-o părăsit gloria cerească și-o venit pe planeta noastră Pământ, ca să răscumpere ce era pierdut, îți mulțumim. Oricât s-a mulțumit, mergi. Și acum, Tată, pentru cuvântul împărtășit astăzi, fă ca să memorăm în mintea și în cugetul nostru și să punem la inima noastră aceste cuvinte scumpe, ca să fim și să ne facem mai buni, pentru a ne putea împărtăși cu simbolurile tale care Domnul nostru ni le-a lăsat, Tatăl Sfânt din Ceri, noi de la noi parcă de multe ori nu putem. Vrednicia este a Domnului și a ta, Tatăl Sfânt din Ceri, și a prin vrednicia Domnului îți mulțumim de toate și te rugăm să rămâi la cârma vieții noastre cât mai avem de a trăi pe acest pământ. Să-ți facem voia ta cea sfântă și a Domnului nostru Iisus, acum și în veci de veci. Amin. Amin. Amin.